I guess what hurt me most of all. You were playing with my heart. Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vorbim despre păr. Voi știți că mie îmi place să fac foarte multe schimbări și acum când am ajuns la lungimea aceasta nu prea mai am ce să-i fac decât să-mi schimb culoarea destul de des. Anul trecut am încercat șuvițe roz, după care am încercat blond, am puchetat puțin și cu cele verde khaki, dar astăzi vreau să încerc niște șuvițe argintii, pentru că așa mi-a propus Alina, care este hairstylista mea. Alina, de ce mi-a propus să-mi fac șuvițe argintii? Pentru că stau bine, se poartă și eu sunt foarte încântată. Da, abia aștept, sunt curioasă. Dar spune-ne, ce se mai poartă în primăvara, vara aceasta? Întotdeauna, numai în primăvara și în vara aceasta, se poartă ceea ce stă bine. Asta este într-adevăr o regulă de bază. Prima regulă, da? Și dacă se poartă anumite culori, dacă ele nu ne stau bine, mai bine așa. Nu. Adică poate să poarte negru oricând, că eu nu m-aș mai face așa, deși am fost și negru și roșcat. Nu vrei să zici câte am încercat. Da. Deci se poartă ce stă bine, se poartă culorile deschise și se poartă acum culorile astea foarte... Mai ciudate. Mai ciudate. Am văzut verde, am văzut combinații roz, de verde cu albastru, cu roz. Avem foarte multe cliente care ne cer șuvițe roz, ai avut și tu. Da, 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 anul trecut. Anul trecut. Se poartă iarăși, da, cel mai mult, cele mai multe cerințe le avem de șuvițe argintii. Da? Da. Serios? Ia uite. Înseamnă cel mai în trend. Bine, și abia aștept să încerc. Și cu personalitatea ta. Ui, cu stilul de a te îmbrăca. Dragilor, noi o să ne apucăm de treabă, dar voi stați aproape pentru că o să mai vorbim pe parcurs despre cum să ne îngrijim părul, pentru că tot făcând aceste schimbări, este bine să știm și cum să-l îngrijim ca să nu îl stricăm. Haide să ne apucăm de treabă. Hai, Alina, să vedem ce este. Facem ultima șuviță, după care o să stai în jur de 30 de minute cu ele. O să mă uit în timpul ăsta să vedem cum reacționează. Și stai fără grijă că, având în vedere că folosim produse foarte bune, părul nu va suferi niciun fel de modificări, nu se va degrada. Nu făceam griji, stai liniștită! Dar zi-mi, te rog, acum povestește-ne puțin cum e partea de îngrijire. Ce facem ca să, când ne facem atât de multe șuvițe, nu ne agresăm părul? Dacă le facem cu produsele adecvate, tipului de păr, dacă le facem cu produse de calitate, părul nu este agresat. Acum nu este, nu vorbim, nu e un tratament vopseaua, dar nu este agresat foarte mult. Când avem schimbări foarte multe, avem foarte multe tratamente acum. Deci părul... Care e cel mai bun? De exemplu, mie mi se usucă foarte tare. De fapt, toată pielea mea este uscată. Ce tratament este cel mai potrivit? Uite, mie îmi place foarte mult Olaplexul, care se potrivește tuturor tipurilor de fir de păr. Și firul gros și firul subțire. Deci sunt foarte încântată de Olaplex. Fiecare tip de păr nu se potrivește un tratament. Deci nu este un lucru clar. Acum depinde. Noi ca stiliști ne dăm seama ce trebuie. Așa e, trebuie să ai pe cineva care să știe să-ți identifice foarte bine ce tip de păr ai. Exact. Put me in my place, and the lies you've been hiding, taking up your space. Tell me, why does my heart burn this way when I see your face? Vă mulțumesc mult de tot. Sunt happy, happy, happy. Sper că vă place noua mea culoare. Să-mi dați comentarii, să spuneți ce părere aveți, cum stă. Mersi, vă pup. Așteptăm.